Over the years since my first visit, more than 20 years ago, I have come to know and to love so much about Romania. Her unique historic heritage and unrivaled biodiversity, her vast mixed forests and breathtaking natural landscapes. As much as I have seen, there is so much more that I long to explore. Romania is an astonishingly diverse country. From the Danube Delta, Europe's largest and most pristine wetland, to the forests, springs, and monasteries of Bukovina, Moldova, and the Maramureș, the hills of the Epoșeni, or the wilds of Harghita, the precious collections in Bucharest's museums, or the wild beauty of the Iron Gates Gorge, the castles, mountains, and Saxon villages of Transylvania, or the remote valleys of Banat and Crișana. Romania has an historic legacy that stretches back to the Dacian fortresses and the Greek cities of Histria and Argamum. To find such a huge wealth of natural and cultural diversity under a single flag is quite remarkable and is one of the features which makes Romania such a uniquely special corner of Europe. So too is the determination of the Romanian people to preserve and protect their heritage, to hold fast to their crafts and traditions, and to retain the very best of the past whilst building a brighter future. I'm so glad that Romania's many treasures are becoming known and appreciated by a growing number of people. For myself, Romania holds a very special place in my heart. I can trace my forebears all the way back to Vlad Tepes, which may explain why each time I visit, there is a part of me that feels at home. For as long as I am able, I will continue to champion the importance of protecting and celebrating Romania's unique treasures, her villages, her historic buildings, her food and drink, and her precious biodiversity, her wildlife and majestic forests. There is so much to explore, and domestic tourism has such great potential to create jobs and bring prosperity to even the most remote rural areas. So I could only encourage all Romanians to rediscover the incredible riches within the borders of your remarkable country. And when it becomes possible for me to travel to Romania again, it will be a precious moment to cherish. Să ne revedem cu bine! În 1998, regele Charles al III-lea, pe atunci prinț moștenitor al coroanei britanice, a vizitat România pentru prima oară. Trecuse doar un an de la moartea prințesei Diana, o tragedie care a atras atenția lumii întregi asupra monarhiei britanice. Viitorul monarh al Marii Britanii a fost primit cu multă căldură în fiecare oraș românesc prin care a trecut. La Sibiu, moștenitorul coroanei britanice a făcut baie de mulțime. Oamenii erau curioși să-l vadă de aproape pe cel care va deveni regele cele mai cunoscute monarhii din lume. Așa că fiecare a căutat un loc de unde să-l vadă mai bine. Bună și mie, te rog, de ce ai venit? Să văd ca toată lumea pe prințul Charles. Din curiozitate. Probabil jumătate de aici au venit din curiozitate, nu? Sau poate mai mulți. Spune-mi și, te rog și mie, care e motivul pentru care stai aici? Pentru prințul Charles. Să-l văd pe prințul Charles. Ești o admiratoare? Da, să zicem că da. Am dat deja mâna cu el, dar vreau să-l mai văd totuși încă o dată. Era o zi specială pentru principele de Wales. A vizitat România chiar în ziua aniversării alteței sale regale. Era în 14 noiembrie, iar majestatea sa împlinea atunci 50 de ani. Happy birthday to you. Happy birthday. We love you. I don't know about my friend. I love. I'm a witch.
Prințul Charles a străbătut la pas orașul Sibiu, a vizitat Catedrala Evanghelică, Podul Minciunilor, Turnul Sfatului, câteva case de locuit din epoca gotică, Azilul de Bătrâni, instituție de caritate înființată încă din secolul XIII, unde a stat de vorbă cu seniorii rezidenți și s-a recules în străvechea capelă. S-a oprit apoi la cetatea fortificată Săsească din localitatea Moșna, unde s-a declarat cucerit de splendoarea construcției ridicate în 1491. Veți rămâne în sufletul meu, a fost mesajul alteței sale regale adresat sibienilor la plecare. Bună seara, doamnelor și domnilor, aici pe platoul Palatului Cotroceni, rezervat primirilor oficiale cu protocol 0, urmează să-și facă apariția din moment în moment alteța sa regală, prințul Charles de Wales. Autoritățile române l-au primit și la București cu aceeași căldură cu care l-au întâmpinat oamenii simpli și i-au arătat tot ce păstrease România mai de preț. Îl vedem aici, la Mogoșoaia, vizitând castelele brâncovenești alături de ministrul culturii de atunci, Ion Caramitru. Moștenitorul coroanei britanice a fost cucerit de simplitatea României și de sinceritatea oamenilor. În această călătorie a auzit pentru prima oară de satul brașovean Viscri, o localitate uitată parcă în timp, dar care astăzi este celebră în toată lumea datorită regelui Charles. Căldura oamenilor este un aspect important. De ce? O invitație în 98 a creat această legătură de ani de zile. Ar fi fost posibil să vină odată și niciodată de revenit. După aceea, da. Dar cred că... A revenit an de an după aceea. Da. Cu excepțiile de 2020 și 2021. Cred că a fost în fiecare an. Și istoria, dar biodiversitatea României este ceva foarte important pentru regele. România avea să ocupe un loc special în inima viitorului monarh britanic. Cum a spus anul trecut la Sibiu, sunt 200 de tipuri de fluture în România, în ciuda celor 40 în Marea Britanie. România este o țară care a păstrat o bogăție naturală care nu se găsește nicăieri în Europa. Și asta este ceva care contează pentru el. El crede că acest model a supraviețuirii biodiversității este ceva care trebuie să fie învățată peste tot în lume. Pe de altă parte, este și foarte interesat cu păstrarea culturii arhitecturale. Nu numai pentru că în timpul comunismului a protestat împotriva politicii lui Ceaușescu de a distruge orașe și sate istorice. Foștii securiști au notat acest protest. În vizita pe care Nicolae Ceaușescu a făcut-o în Marea Britanie în 1978, regina Elisabeta, prințul Filip și prințul moștenitor Charles au fost cei care l-au întâmpinat pe dictatorul României la cererea guvernului britanic. Ceaușescu afișa în Occident, la vremea respectivă, o politică liberă. Însă, 11 ani mai târziu, prințul Charles avea să protesteze public față de atitudinea conducătorului regimului comunist de la București. După cuvântarea lui Nicolae Ceaușescu din martie 88, la o consfătuire a președinților Consiliului Populare, în care a repus pe tapet problema sistematizării satelor, spunând că din puțin peste 13.000 de sate, în câțiva ani trebuie să ajungă la 5-6.000 de sate, deci asta însemna demolări, atunci, din lumea civilizată și mai ales din Europa, organizații non-guvernamentare, dar și guverne, au încercat să facă presiuni pentru ca această politică absurdă să înceteze. Chiar în Marea Britanie, o asociație a românilor, culturală a românilor din exil, a început să facă niște demersuri și niște apeluri către guvernul britanic, în primul rând, din iunie 1988, deci s-au organizat foarte repede și au reușit, pentru că aveau susținători foarte importanți, aveau membri onorifici din foști membri ai Parlamentului Britanic, deci niște personalități recunoscute în Marea Britanie. Au reușit să apelul ACARDA să ajungă la ministrul de externe al Marii Britanii, care la conferința pentru securitate și cooperare în Europa de la Viena din toamna lui 88 a expus această problemă și i-a trimis o scrisoare oficială omologului său român, Ioan Tot. Guvernul britanic a continuat
să pună pe tapet această problemă, sistematizare și nerespectarea drepturilor omului. Pentru că în Europa, în general și în lume, în acel moment, erau multe discuții despre ecologie, despre tradiții, despre pierderea tradițiilor, despre moștenirea culturală. Prințul Charles are o intervenție foarte surprinzătoare pentru moștenitorul tronului britanic, pentru casa britanică în general, care nu ia atitudini politice. Partea română află despre această intervenție prin ascultarea emisiunilor de la Europa Liberă. Securitatea avea o unitate specială pentru așa ceva, iar cele se părea importante era și transcris. Eu am văzut o scrisoare a prințului de Wales de atunci, unde a protestat împotriva politicii declarate ale lui Ceaușescu. Nu știu dacă sunt mai multe, dar asta a fost o expresie a denunțării politicii de sistematizare, care a fost purtat de foarte mulți oameni în vestul Europei. Și a fost între aspectele care au creat o nouă reputație pentru conducătorul cel mare. Pentru că până în această perioadă din anii 80, reputația a fost amestecată până bună, datorită politicii din 68 și reacția față de Cehoslovacie și așa mai departe. Dar cred că politica de sistematizare a fost într-adevăr un semn că lucrurile chiar dacă merg este bine, mai liberal în afară țării, în țară în sine e foarte dură, destrugătoare și legăturile care existau cu vestul Europei au devenit foarte slabe în această perioadă. În 27 aprilie 1989, fundația pe care o patrona, Civic Trust, are o expoziție de arhitectură la Londra. Iar la vernisaj, prințul Charles vorbește despre tradiții, despre faptul că în anii 60 s-a distrus foarte mult din satul tradițional britanic și acest lucru nu trebuie să se mai întâmple și a fost o mare greșeală. Și aici face o comparație cu ce se întâmplă în România, spune prințul. Președintele Ceaușescu a procedat la distrugerea totală a moștenirii culturale și umane a țării. Ceea ce s-a întâmplat aici în anii 60 este incomparabil cu politica sistematizării, care țintește să transforme mediul rural al României în peste 500 de centre urbane denumite complexe agroindustriale. Scopul acestei politici este acela de a remodela identitatea națiunii, de a crea un tip de personalitate total subordonată visurilor sale. Bineînțeles, aluzie la omul nou. Și mai spune prințul, cunosc și susțin mișcările lansate de guvernul britanic și partenerii săi europeni contra acestui proiect. E greu să rămâi impasibil când tradițiile unei țări europene apropiate de noi sunt rase pentru a face loc unei așa zise modernități. Însemnările făcute de securiști au fost descoperite de Oana Demetriade, cercetător al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Regele Charles nu are un dosar, dar toate notele referitoare la majestatea sa apar în dosarul cu numele Coroana, întocmit de securiști regelui Mihai, care era înrudit cu regele Marii Britanii. Actualul ambasador al Marii Britanii la București a avut un mandat în România și pe vremea dictatorului comunist. Faptul că familia regală română mai exista, nici asta nu era o temă de discuții. Este înregistrată această emisiune de la Europa Liberă, deci este un extras. În 27 aprilie, când Europa Liberă transmite că un discurs al prințului Charles a fost făcut cu acordul guvernului britanic și se referă într-adevăr la încălcarea drepturilor omului în România, dar a fost făcut cu acordul guvernului britanic. Iar a doua zi, pentru că între timp The Times publicase discursul prințului Charles cu un titlu sugestiv, Devorând sufletul unui neam. Așa s-a intitulat articolul. Și atunci Europa Liberă revine în ediția din 28 aprilie. Securitatea chiar nu avea ce să facă. Din cercetările mele am legat acest discurs de ce s-a întâmplat în Marea Britanie în legătură cu sistematizarea și cu acea operațiune de adoptare a satelor din România. Civic Trust, patronată de prințul Charles, a oferit niște spații
funcții de birouri într-o clădire a fundației. Deci era foarte clară susținerea prințului moștenitor. Prima acțiune pe care au făcut-o a fost, cred eu, sugestiv, de 10 mai 1989. Regele Mihai reacționase pentru prima oară în septembrie 1988. Iarăși a fost o declarație de presă publicată în mai multe ziare din străinătate, reluată și în ziarele presei exilului românesc, în care regele era extrem de categoric împotriva lui Ceaușescu, asemăna cu Pol Pot, cu dictatorul din Cambodgia, care spunea că vrea să transforme o țară și sufletul unei țări și să distrugă moștenirea culturală a românilor. Această ieșire în presă a regelui Mihai a atras un conflict diplomatic. În 1989, după discursul regelui Charles din aprilie, după ce la Londra, pe 10 mai, se lansează această operațiune pe teritoriul Marii Britanii, regele Mihai are o nouă declarație de presă în ziarul La Suisse, în care este la fel de categoric împotriva regimului de la București și îi spune că a trebuit să vorbesc 40 de ani să încerc să spun ce se întâmplă în țară și să nu fiu ascultată. Este nevoie de o tragedie, așa se vorbea un termen, și prințul Charles la fel vorbește despre o tragedie a unui popor, pentru ca în sfârșit lumea să asculte și să încerce să facă ceva. Prințul Charles, care l-admira pe regele României, a protestat alături de majestatea sa. România a intrat și în atenția jurnaliștilor din Marea Britanie, care au venit în țara noastră pentru a strânge dovezi. În România nu se înțelegea lucrul ăsta, cum adică un ziarist străin să vină în România și să filmeze sau să spună că în România trăiește rău, sau că sunt cozi, sau că se demolează sate întregi. Niște ziariști britanici care au venit în România și au reușit, printr-o minune, cred că cu valiza diplomatică, să scoată niște imagini cu demolările din jurul Bucureștiului, au povestit că au fost arestați de 4 ori, plus mici interogatorii, dar și amenințări, evident, pentru că filmau în România. Doar totuși au reușit să scoată niște imagini și asta a ajutat la dezvoltarea campaniei de adoptare a satelor în Marea Britanie. Regele Charles avea față de România o sensibilitate aparte încă de dinainte de 89. Acest sentiment de afecțiune al regelui Charles al III-lea, al Marii Britanii, cred că e legat și de înrudirea cu familia regală a României, evident, da, cu care da. Are o relație foarte apropiată. Nu numai relație oficială. Faptul că s-au cunoscut ca și copii și mai târziu au avut vieții care erau legate. Și legătură între tatăl regelui nostru cu regele Mihai. Asta a fost foarte important, pentru că vedem legăturile cu regina Maria și după aia regele Mihai cu Philip. Și după aia Charles a cunoscut majestatea sa Margareta în timpul copilăriei. Deci legăturile sunt strâns personale. Această legătură de rudenie a casei regale britanice cu regele Mihai al României a pus la grea încercare securitatea, care încerca pe toate căile să afle mai multe informații. Am vizitat regina Elizabeta, principele Charles, dar în același timp, după că am mers la Buckingham sau la Windsor Castle și am fost foarte bine tratat și am mers acasă și am început să facem vesela sau am schimbat becuri. Știau, bineînțeles, că a locuit în Marea Britanie. Știau că este din când în când invitat și participă la reuniuni de familie la casele regale din Europa cu care erau înrudiți. Dar nu sunt informații de detaliu. În 48 aveau ceva rezidență când regele Mihai a fost lăsat să facă acele declarații în care a denunțat abdicarea. Nu l-au lăsat nici elvețini, nu l-au lăsat nici francezii. În schimb, la Londra a reușit să facă aceste declarații și după aceea în dosarul regelui sunt perioade întregi care lipsesc. Mai apare tot la începutul anilor 70, când un apropiat al familiei regale române, nu știm cine a fost, a povestit rezidenței Die din Elveția că regele Mihai, fiind rudă a ducelui de Edinburgh, a prințului Philip, ar fi solicitat un pașaport diplomatic emis de Marea Britanie, că acest lucru îl vedeau realizabil.
tocmai pentru că existau niște relații foarte bune, foarte bune între cele două familii. Imaginația și creativitatea securiștilor care nu reușeau să se infiltreze în cercurile caselor regale europene a crescut odată cu fiicele regelui Mihai. La sfârșitul lui 1972, regele Mihai și regina Ana, împreună cu principesa Elena, au participat la serbarea de 25 de ani de la nunta reginei Elisabeta și a prințului Filip în Marea Britanie. Au fost invitați. Cu acest prilej, principesa Elena a fost prezentată familiei regale britanice, deși se cunoșteau, bineînțeles. Dar, repet, totul era la capitol de zvon și de bârfă. Și între Charles, prințul Charles și principesa Elena s-ar fi înfiripat o poveste de iubire și de aici zvonul mergea chiar mai departe că în câteva luni cei doi se vor căsători. Trebuie doar formalități de astea de Parlamentul Britanic să-și dea acord. Zvonul continua că Charles ar fi urmat să devină rege în 1977, foarte precis, deci în 4 ani deja era rege, deci principesa Elena ar fi devenit regina Imperiului Britanic și asta ar fi dus la o răcire a relațiilor politico-diplomatice dintre Marea Britanie și România, care pe vremea aceea erau relații foarte bune. Securiștii scriau că logodna dintre principesa Elena și prințul Charles urmează să aibă loc în cursul acelui an și că regina Elisabeta II și prințul Philip și-ar fi dat consimțământul în acest sens. Proiectata căsătorie dintre prințul Charles și Elena este privită și așteptată cu mult interes de către cercurile reacționare ale emigrației române din străinătate. Scontând că prin aceasta relațiile politico-diplomatice dintre Marea Britanie și România nu vor mai cunoaște ascendența actuală. Pe de o parte, datorită resentimentelor față de țara noastră ale fostei familii regale române, iar pe de altă parte, datorită influențelor ce vor fi exercitate asupra fostului monarh, adică regele Mihai, de către căpetenele sus amintite. Capitanul de securitate Vasile Bădic a fost însărcinat de securitate ca până la 30 aprilie 1973 prin lectoratul Corabia, cum era numită codificată ambasada din Anglia, să ia măsuri pentru cunoașterea evoluției proiectului de căsătorie al fiicei regelui Mihai cu prințul moștenitor al Angliei, folosind sursele Richard, Petrescu și altele. Nu știm ce a făcut capitanul de securitate, dar în dosar nu a mai apărut o altă notă până în vara anului următor. În vara lui 1973 se rea cumva informația, numai că se schimbă puțin personajele. Charles rămâne același și, în schimb, ziarele din Marea Britanie publică niște informații că principesa Margareta, principesa moștenitoare a regelui Mihai, care a făcut studii în Marea Britanie și care a avut dese întâlniri cu prințul Charles, chiar la un moment dat au făcut studii paralel la Universitatea din Edinburgh și se întâlneau. Atunci, între ei ar fi o poveste de dragoste. Era într-o listă de preferințe, deja îi făceau liste. Margareta ar fi fost în primele locuri și se mai spunea ceva că Margareta era de fapt a 40-a moștenitoare în linia de succesiune a tronului britanic. Niciuna dintre cele două fiice ale regelui Mihai nu a avut vreo legătură amoroasă cu actualul rege Charles al III-lea. În plus, relația de rudenie existentă devenise și mai apropiată după ce prințul consort Philip a botezat-o pe fiica cea mare a regelui Mihai, Margareta. Vine și dintr-o relație foarte strânsă a ultimelor două generații regale din România. Regele Mihai era foarte apropiat de tatăl regelui Charles, ducele de Edinburgh. Au copilărit în România, exact. La Mamaia, aici la Palatul Kiselev, la Peleș, am văzut fotografii. Și majestatea sa Margareta era apropiată și de ducele de Edinburgh, nu mai spun de regele Charles. A fost Charles. Fina ducelui de Edinburgh. Nu doar atâta. Îmi povestea că în perioada cât a fost la facultate în Edinburgh și ducele de Edinburgh era la castel, o invita la ceai și discutau săptămânal probleme curente, adică era o relație mult mai mult decât da, suntem rude de la distanță. Iar cu regele Charles pot să spun că există o relație de reală prietenie și apropiere și înțelegere la nivelul foarte personal
al piedicilor și problemelor cu care se confruntă în viața asta și în destinul acesta de a conduce niște națiuni și este absolut naturală continuarea legăturii acesteia strânse. I am proud that my great-great-aunt was the much-loved Queen Marie of Romania. Viața amoroasă a prințului Charles a fost mereu subiect de speculație în presa britanică și mai multe femei fermecătoare au fost surprinse de paparații în preajma moștenitorului coroanei. În anii 70, toată lumea feminină a vrut să se căsătorească cu prinț Charles. Erau planuri peste tot. Care din aceste legături au fost reale sau numai posibile, nu știu. Prințul Charles s-a căsătorit cu Diana Spencer în 29 iulie 1981. Nunta altezei sale regale cu Lady Diana a fost cel mai mediatizat eveniment monden din lume. A fost urmărită la televizor de 750 de milioane de oameni, o nuntă de basm despre care au vorbit toate tinerele care au admirat spectaculoasa rochie de mireasă a prințesei Diana în valoare de 9.000 de lire sterline, cu o trenă lungă de 8 metri și cu cele mai frumoase broderii. Știu că majestatea sa a participat și la nunta prințesei Diana. Ați fost și dumneavoastră? Am fost numai la dinerul dinainte și recepție de după. Că nu e loc pentru toată lumea. Au participat la nuntă? Nu este prins asta, nu. Nu este prins, nu. Nu aveau informații, nu aveau surse de primă mână. Mă bucur că se inaugurează o domnie care va pune România pe prim plan și o va feri de anumite viziuni negative, tocmai prin faptul că se cunoaște în mod public cât de apropiat și apreciativ este regele Charles față de țara noastră, față de cultura românească, față de religia ortodoxă. Atenția regelui Charles spre această parte a lumii a fost îndreptată și de unul dintre prietenii săi, Sir Patrick Leigh Fermor. A fost cel mai apreciat autor britanic de memorii de călătorii al secolului 20. În decembrie 1933, Leigh Fermor, în vârstă de 18 ani, a plecat din Regatul Unit cu un vapor cu abur care l-a dus până la Constantinopol. Această călătorie l-a purtat și în România, un an mai târziu. Fermor s-a îndrăgostit de țara noastră și a învățat să vorbească fluent limba română. Din 1935 a locuit în satul Băleni, din Moldova, unde a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu prințesa Bălașa Cantacuzino. Războiul i-a despărțit. În 1939, după ce Marea Britanie a declarat război Germaniei, Fermor s-a întors în țara sa și s-a înrolat. A devenit erou, celebru în Marea Britanie, după ce l-a capturat pe comandantul forțelor germane din Creta și a atras furia lui Hitler. În 1986, Sir Patrick Leigh Fermor a publicat în Marea Britanie volumul Între păduri și ape, o descriere lirică a României rurale dinaintea celui de-al doilea război mondial. Această carte l-a inspirat pe regele Charles al III-lea, care a cunoscut România dinainte să ajungă aici, din scrierile lui Fermor și din povestirile regelui Mihai. Legătura regelui cu România este ceva foarte personal. După ce a ajuns în România, regele Charles a mai găsit și alte legături de sânge. O străbunică din Transilvania, contesa maghiară Claudia Redei din Sunt Georgiu de Pădure, județul Mureș și pe Vlad Țepeș. I am enormously proud of having a Transylvanian great grandmother, herself descended from Vlad the Impaler. Descoperirea faptului că regina Mary avea această relație cu Claudia Redei, asta a fost un simbol întărit. A întărit legătura cu Transilvania. Și relația cu Vlad Țepeș, care vine din această legătură. Vizita regelui Charles la castelul Redei din Sunt Georgiu de Pădure a determinat autoritățile locale să conserve clădirea în care au locuit strămoșii monarhului britanic. În 2009 se închide pentru renovare, care durează 6 ani, iar în 2015, în aprilie de zilele orașului, deschidem castelul, dar încă nu era nimic în castel. În 2019 deschidem expoziția. Acum facem și parcul, deci încercăm să refacem și grădina, cum era odinioară. S-a păstrat tavanul, este original? Da, tavanul de aici, din sala balului, este cel original, respect și, și cel din hol. Cucerit chiar de la prima vizită în România, regele Charles al III-lea s-a dovedit a fi unul dintre principalii promotori ai României. Știe unde vine,
îi place Transilvania, trece pe lângă noi. A fost și aici, are foarte multe case și teritorii în împrejurul lumea noastră. Chiar acum 3 ani, din câte știu, a cumpărat o biserică evanghelică de la 15 km de noi. Peste 80 de biserici și monumente istorice din Transilvania au fost restaurate prin fundațiile regelui Charles și prin programul de conservări și restaurări Ambulanța pentru Monumente al asociației Monumentum, puternic susținută de actualul monarh al Marii Britanii. Vizitele regelui Charles în România au schimbat viața mai multor comunități din țara noastră. De la finalul anilor 90, organizațiile caritabile ale Prințului de Wales au sprijinit activitățile Fundației Mihai Eminescu Trust, dar și ale altor ONG-uri implicate în salvarea patrimoniului istoric din România. Au fost restaurate peste 150 de case tradiționale și sute de localnici au fost instruiți în meserii vechi. Susținerea financiară a viitorului monarh s-a ridicat la milioane de euro și a atras atenția altor organizații din Marea Britanie și din alte țări active în domeniul patrimoniului și a biodiversității. Singurul român care lucrează de 16 ani cu regele Charles al III-lea este Aura Woodward. Fosta jurnalistă BBC locuiește în prezent la Londra și a condus fundația încă dinainte de lansare oficială. 5 ani de zile am condus Fundația Prințul de Wales România și biroul meu era la Clarence House, care este posta lui reședință oficială de la Londra. Eram la 2 minute de sufrageria majestății sale și de foarte multe ori primeam mesaje la diferite scrisori sau documente pe care le trimiteam la 1 noaptea, la 2 noaptea. Sunt atâtea exemple de dedicație, de muncă imensă în folosul unor organizații caritabile, în folosul unor comunități. Și asta este, cred, imaginea și memoria noastră a tuturor care am lucrat pentru majestatea sa. Un om extrem de dedicat, de muncitor, de implicat și un om care îi pasă foarte mult de oameni. Românii și turiștii străini îl întâmpinau pe monarh deseori când ajungea în Viscri, la celebra casă albastră cu ferestre verzi de la numărul 163, despre care s-a spus că a fost prima proprietate cumpărată de regele Charles în România. Very nice to see how many other people are coming to Viscri. Monarhul britanic a dormit în încăperile modestei case tradiționale construite în urmă cu mai bine de 200 de ani. S-a bucurat de simplitatea reședinței săsești din satul brașovean, dar și a celei maghiare din Valea Zălanului, în județul Covasna. El niciodată n-a deținut personal proprietăți în România, ci fundația lui este proprietar legal. Și aceste două proprietăți, una este la Viscri, cea foarte cunoscută, Casa Albastră, acolo unde împreună, atunci când lucram pentru majestatea sa, am creat un centru de pregătire pentru comunitățile rurale. Și cea de-a doua proprietate este la Valea Zălanului, în județul Covasna. Acestea sunt cele două proprietăți ale majestății sale în România. Preocupat nu doar de patrimoniul material, ci și de oamenii locului, regele Charles al III-lea a contribuit la susținerea financiară a unor organizații precum FARA, care are în grijă copii defavorizați, pentru care a avut cea mai îndelungată contribuție. A lucrat 10 de ani, 40-50 de ani, cot la cot cu atâtea organizații caritabile în România, în Marea Britanie, peste tot în lume. Și asta i-a dat această înțelegere unică. Nu cred că a fost un alt rege, un alt monarh în istoria acestei țări, care înainte să suceadă la tron a avut această interacțiune atât de directă, atât de personală cu oameni obișnuiți și atât de diferiți. Impresia mea majoră cu care am rămas după 15 ani în tron cu el este cât de mult îi pasă de oameni. Ultima oară, Charles s-a întors la casele dragi din Transilvania vara trecută, înainte de a deveni rege. I was very happy, very happy, and it's just always the best time of the year when Prince Charles comes, and so I had the possibility to come for a few days. Nu lipsit. Nu prea am avut oaspeți în perioada asta. Eram cam singur. Mm-hmm. Good afternoon, Your Highness. How does it feel being back to Romania after 3 years? It's wonderful, thank you very much. I've missed it.
over 3 years, so it's a great treat to be able to come back again. What are your plans for today? To see you all. Are you happy to see us? We are also happy to see you. This is why we are following. You're very kind. Sper că are posibilitate să mai aibă o viață privată. Și timpul lui aici în Valea Zalanului a fost întotdeauna foarte privat. Și cred pentru dânsul că va menține această obicei. Dar trebuie să vedem dacă există timpul. Dar nu există nimic legal care să îl împiedice. Nu. Tradiția britanică a fost întotdeauna ca reginele și regii au stat în Marea Britanie numai și că au luat concediu în Scoția sau la Sandringham sau la Windsor. Dar cred că pentru celelalte familiile regale există o obicei ca vacanță să fie luată undeva interesantă în lume. Deci putem să împărtășim această obicei, cred. Înțelegem astfel de ce moștenitorul tronului britanic a vrut neapărat să participe în decembrie 2019 la evenimentul care a marcat 30 de ani de la căderea comunismului în România. Institutul Cultural Român din Londra a organizat o expoziție de fotografie, iar Sorin Lupșa este unul dintre fotografii de la Ager Press care a expus cu acea ocazie fotografiile pentru care și-a riscat viața în 21 și 22 decembrie 1989. M-am dus și am făcut fotografii la universitate. Erau fotografii făcute cu aparatul ascuns, adică țineam aparatul ascuns și trăgeam la negru, adică fără să văd de fapt neapărat. Ascultam iarăși aparatul acolo. Se vede și fotografii cu scutierii. Am simțit că sunt momente istorice. Și la un moment dat am văzut elicopterul când pleacă. Eram convins că pleacă Ceaușescu. După care am urcat și, într-adevăr, fotografia aia cu elicopterul a fost publicată peste tot. Și în străinătate. Da, și New York Times. Era momentul istoric al schimbării. Și după aceea am urcat la un moment dat sus pe acoperișul de ceva. Deci am intrat în ce am stat acolo toată ziua. Sus pe acoperiș, după ce am plecat Ceaușescu, am o fotografie care pe mine mă întristează cu cei doi câini al lui Ceaușescu, care i-a lăsat că nu putea să ia în elicopter. Cine s-ar fi gândit atunci că aceste fotografii aveau să fie admirate de monarhul britanic 30 de ani mai târziu? În dimineața respectivă am aflat că regele Charles vizitează expoziția cu fotografiile de la Revoluție, era foarte interesat de acest subiect și că vrea să se întâlnească cu un fotoreporter care a participat la Revoluție. În dimineața respectivă ați plecat la Londra? Da, am plecat la Londra, m-am îmbrăcat frumos în costum negru, da? Și pe aeroport mi-am dat seama că n-am papion. Eu n-am purtat cravată niciodată, doar papion. Așa că mi-am cumpărat un papion din Fisher. Mi-am pus papionul, am avut emoții. I was very keen to come to pay my respects to Romania on this very important anniversary because I remember it all very well happening, which of course makes me feel even older at this time in my life. But it was interesting because, as the ambassador mentioned, when I discovered all those years ago that I had a Transylvanian great-great-great-grandma whose home village was about to be destroyed. That was what fired me up even more about the appalling suffering and difficulties that the Romanian people had gone through for so long. And so my involvement with your country has meant a great deal to me. And it's been wonderful for me to see the difference in the last 30 years, what has happened there, through so many people's hard work and effort. And if I may say so, what is also wonderful is to see the immense contribution of the Romanian community here in the United Kingdom. Just to see so many of us gathered in this room, from every kind of walk of life, contributing in so many special ways to this country is something again that makes me enormously proud. So I just wanted to use this opportunity to say how much I appreciate, and many of us do, the role you play here
and what an important part of the diversity this country you represent. So thank you. Foarte cald, așa, a dat mâna de la ambasador până la bucătăreasă, foarte uman, inclusiv când a dat mâna cu mine. Adică și faptul că mi-a spus o glumă la ureche, ca să n-audă nimeni. Gluma nu o spun acum, o să o scriu în cartea mea când o fi. L-ați întâlnit pe Bush și l-ați întâlnit pe regele Charles. L-am întâlnit și pe împăratul Japoniei. Charles v-a impresionat mai mult decât ceilalți? Sau? Da. Cu regele Charles a fost un dialog. Nu v-ați a fost așteptat. Un dialog normal. A văzut fotografia și a fost interesat. Și i-am povestit și de faza cu câinii părăsiți pe acoperișul CC-ului. Am și glumit așa, nu știu, am avut dânsul, are un umor foarte englez. Eu ați avut prezență, ador umorul englez. A fost o discuție foarte caldă, foarte, așa, parcă ne știam de mult timp. Sir George Iacobescu, singurul român înnobilat de regina Elisabeta, i-a avut oaspeți în biroul său din Londra de multe ori pe regele Charles și pe tatăl majestății sale, prințul consort Philip. Prinț Charles a spus, am venit aici pentru că iubesc România, pentru că știu că ești român și este un semn al dragostei mele pentru, ca și cum ar fi a doua țară a mea. Sir Iacobescu este românul care a transformat docurile abandonate ale Londrei în al doilea mare centru financiar al capitalei britanice. A fost decorat de suverana Marii Britanii, iar din 2011 a primit titlul de Sir. L-am primit și de la regina Elisabeta, dar și de la prinț Charles. El a venit special atunci când îți dă cu sabia pe umăr și te înnobilează, să spună, am venit aici pentru că ești primul român care primește acest titlu. De fapt, nu sunt primul român. Primul român care l-a primit a fost Ceaușescu și s-a retras titlul. În 89, în timpul Revoluției din România, eu am stat în Ministerul Afacerilor Externe din Londra și a fost între responsabilitățile mele să luăm onoarele pe care le a primit Ceaușescu în timpul vizitei de stat. Am discutat 10 minute cu regina și a vorbit despre cunoașterea țării, mai ales din perspectiva prințului Charles, sigur. Am discutat și despre vizita conducătorului la Londra în 78 și întotdeauna ai o posibilitate să înțelegi sensul de umor al reginei. Dacă se poate spune. Ați citit probabil deja despre această poveste când Ceaușescu era în grădină palatului de la Buckingham și regina s-a ascuns. Regina Elisabeta s-a ascuns. Dar se aude această poveste din buzele ei. Asta a fost ceva foarte important pentru că a povestit-o cu un umor pe care am văzut-o la Olympic Games sau cu Paddington Bear. Și era ceva foarte prețios să am această posibilitate. Avocatul Ioan Luca Vlad, membru al Consiliului Regal, al Casei Regale a României, l-a întâlnit pe regele Charles la Palatul Elisabeta. Ocazia a fost una foarte formală, plantarea unui copac în curtea Palatului Elisabeta, așa cum se face și cu alți suverani care vin în vizită la București. Am avut ocazia să văd și lucruri pe care le-a scris regele Charles interne către, să spunem, aparatul din jurul său. Și mi se pare un om extraordinar de educat, foarte muncitor, adică are temeinicia muncii pe care o face. Regele Charles vine cu un element de personalitate foarte puternică, bazată tocmai pe educația formală pe care a primit-o, în care își impune propriile viziuni. E mult mai activ, își selectează personalul din rândul celor mai înalt calificați membri și din forțele armate și din viața civilă. Pasiunea pentru cultura orientală și ortodoxă este alta, adică cred că e foarte bine pregătit, poate prea pregătit pentru rolul pe care îl are de jucat restul vieții, pentru că a așteptat 70 de ani și nu e gata să lase lucrurile în mâna celorlalți cu totul, ci dorește să-și impună propriile viziuni, propriile pasiuni, ecologia, natura,
cultura, religiile în viața sa publică. Majestatea sa, regele Charles, este încoronat după aproape 6 decenii de slujire devotată a Regatului Unit și Commonwealth. Întreaga mea viață am fost martură devotamentului său față de coroană și națiune. Suveranul britanic de astăzi este un prieten al țării noastre și are o profundă înțelegere a continentului european. Anul trecut, la aproape 25 de ani de la prima sa vizită în România, regele Charles a vorbit în limba română. Se afla tot la Sibiu, acolo unde s-a îndrăgostit de țara noastră și participa la lansarea celui mai mare proiect de reîmpădurire din Europa. Sunt foarte mândru că am putut contribui la lansarea acestui proiect important. Și vă doresc să aveți un schimb de opinii constructive. Cred că legătura personală între regele și România va persista. Asta ar fi fost perioada în care s-ar fi pregătit pentru întoarcerea în România. Sunt sigur că cu primăvara pe care se vede la Highgrove, se gândește la ce se întâmplă în România de zilele acestea. Long live the King!